Mă numesc Rodica Diana Criste, sunt șefa laboratorului de chimie și fiziologie a nutriției din Institutul de Biologie și Nutriție Animală de la Balotești. Laboratorul meu își câștigă existența doar din finanțarea adusă prin proiecte de cercetare câștigate în sistem competițional. Cele mai multe proiecte pe care le avem noi în derulare sunt împreună cu unități avicole. Parteneriatele cu aceste unități se bazează pe un acord în care sunt prevăzute sarcinile fiecăruia dintre parteneri. Motoul echipei noastre de cercetare este că sănătatea vine de la fermă, nu din farmacie. Noi oferim partenerilor posibilitatea de a testa și verifica mai multe formule de nutrițuri combinate noi, inovative, pentru a obține alimente funcționale, adică alimente care să asigure prevenirea instalării bolilor cronice la om. Astfel am colaborat cu Avicola București și s-a obținut Euro-ou îmbogățit în acești grași polinesaturați. Cu Avicola Lumina am colaborat și am obținut ouăle ochioase bogate în luteină și zeaxantină, ouăle inimoase bogate în acești grași polinesaturați omega-3. Aceste două tipuri de ouă, datorită marketingului inteligent efectuat de Agricola Bacău, s-au găsit și se găsesc în magazinele Mega Image. Celor care sunt interesați să colaboreze cu noi în obținerea unor produse noi, inovative, cu care să pătrundă pe nișele de piață, mai dedicate unei anumite părți dintre consumatori care sunt interesați în menținerea sănătății, o dietă sănătoasă, îi invităm să vină la noi, pentru că noi avem facilități care sunt singulare în cercetarea din România, în verificarea, testarea, elaborarea de rețete noi, inovative, prietenoase față de mediu, în sensul obținerii, după cum v-am spus, a unor alimente funcționale. Mă numesc Tatiana Dumitrea Panaite și sunt șefa biobazei experimentale a Laboratorului de Fiziologie din IBNA Balotești. În cadrul acestui laborator avem posibilitatea să testăm experimente de digestibilitate pe găini ouătoare, pui de carne și pe porc. Pentru găina ouătoare avem două hale experimentale de creștere și exploatare a găinilor în condiții aclimatizate. Avem posibilitatea să individualizăm fiecare rețetă experimentală printr-un buncăr de furajare separat, astfel încât să asigurăm trasabilitatea rezultatelor obținute în ceea ce privește performanțele de producție. La finalul experimentelor de digestibilitate putem realiza un raport experimental, astfel încât să îi oferim partenerului rezultatele cu acuratețe, privind implementarea celei mai bune rețete în fermă, ca urmare a rezultatelor obținute. Pentru pui avem două sisteme de creștere, creșterea la sol și creșterea în baterie. Creșterea în baterie se realizează pentru derularea experimentelor de digestibilitate în vederea stabilirii coeficienților de absorpție ai nutrienților din rație. De asemenea, avem posibilitatea și de a efectua analize privind calitatea nutrițională a cărnii. Și pentru porc avem o hală modernă dotată cu cuști metabolice individuale pentru realizarea studiilor de digestibilitate ai nutrienților. De asemenea, putem determina calitatea nutrițională a cărnii. Așa cum a fost menționat, toate halele experimentale, atât pentru păsări cât și pentru porc, sunt dotate cu microclimat controlat de către computer. Astfel, vă invităm să colaborați cu noi pentru obținerea unor noi produse funcționale care să aibă în spate date experimentale cu acuratețe maximă.